Chiar vreau să știu diferența asta între Ferrari și asta. Cum? Cum o simți tu? Dă-i. Blană. Dă-i, tare, bar. Așa, dai, tot e mic. De-aia mi-am luat, că am vrut să-mi iau M5 cu motorul ăsta. Că trebuie să stai să te duci în benzinărie, benzinărie, nu? Nu treceam Ungaria, cum plin. Unii apreciază, alții nu apreciază. Uite, Dar vezi că cutia e manuală, dar e manuală robotizată. Adică e un pitic aici care schimbă pentru tine, știi? Aha. Unii nu vor să simtă, unii nu vor să simtă nimic, știi? Și vor să fie așa, vreau să... E altceva, vrei să simți la asta, știi? Vrei să fii... O mai lăsăm să se încălzească. Deci vezi, e customizabilă și suspensia individual și toba individual. Ceea ce la Urus n-ai. Păi nu, zi-mi tu dacă ai, nu? Nu, vrei să... nu știu, ego mod acolo ceva, dar cu toba nu, nu. Te pui direct din Urus în asta? Eu nu simt așa mare, nu? Cum zici tu... Diferența? Contrast. Carbon, frumos. Nu arată rău. Scrie M-ul ăla pe bord. Mama, ai văzut șocata la a treia? E să-ți dă puțin așa, nu? Nice, nice. Chiar m-am gândit acum într-o zi, am zis, ar trebui să-mi iau un M2 din ăsta toată ziua să-l driftuiesc. 3 litri turbo. Da, 40.000 de euro așa. De ce să nu ții? Bă, când îți permiți, why not? Ai văzut cum a dat a doua? Da. A treia. Brutal. Ei, e puțin așa, un pic. E fain. Te zgudei așa un pic. E fain. Păi la banii ăștia, la 25.000 de euro, e ok. Și decapotabilă, și 5 litri. Adică ăsta e un motor care, ți-am zis, eu am condus M4, am condus M2, nu te joci așa cu el, știi? Bine, la turbo nici nu e așa ușor de modelat să faci drift-ul aia, și ăsta, știi? Băi, deci eu auzi mâchinul ăla, eu apăs și după aia, după o secundă, începe să driftuiască, știi? Și nu poți să-i dai așa rapid. Nu știu, adică eu simt acum 5 litri V10, știi? 500 de cai, aspirați. Oare mai are 500 de cai? Are 490, am măsurat eu. Da? Am dus-o pe, da, am făcut și vlog. Am dus-o pe dyno. Cu benzina de 95 are 470. Cu benzina de 98 are 490. Deci 95-98, asta e diferența, 20 de cai. Mie mi-au zis ăștia să nu bag în Urus numai de 95. Așa, da. Să nu bag mai tare. Zic că oricum are, nu știu ce, arde puternice și... Și zic, cu Ferrari făceai numai drifturi, eh? Da, deci eu îți arăt, îți trimit filmulețe toată ziua. Piruete, figuri, venit. Schimbam cauciucurile de câteva ori pe an. Mă mir cum de nu exploda mașina aia. De nu lua foc. Deci o ducem în 6.000 de ture. O lași. Ai văzut că a schimbat destul de lent, ai văzut? Ok, să-mi zici cum funcționează cutia. Deci ca o cutie manuală, schimb doar de la padele. Acum făcea la Ferrari. Dă-i. E brutal. Scoase? Toate, deci ai grijă că sunt scoase. Ok, acum zici. Da, deci e din ecop brutală. Plană. A doua. Că Ferrari o simțeai mai puternică, nu? Păi da, e brutal. E brutal? Da. Chiar vreau să știu diferența asta între Ferrari și asta. Cum o simți tu? O simțeai că e mult mai puternică, nu? Câți care avea? 740. Da, și asta are 500. Da, chiar... plus că ăla era și mai ușor, cu vreo 200 kg. Bine, și de 10 ori mai mulți bani. Da. Nu avea chestia asta, nu avea, ți-am zis, double clutch-ul ăla. Deci e diferența între DCT și cutie manuală, știi? Asta e manuală și e slow când schimbă treptele. Ai văzut că stă între așa... Salut! Între a întâia și a doua are lag destul de mare, știi? Aha. O să ia piciorul de pe frână, ia piciorul de pe frână. Așa și stă? Da. De ce stă? Pentru că e manuală, e ca și când ar fi întâia, acum cu ambreiajul apăsat. Dă-i, tare, bar! Vezi să-mi tăia radar. Își face... Da, îți face, are... Păi e fan! E fan, exact. E fan. La banii ăștia... Să nu fie radar. Ai grijă de carnet. Ideea e că tu o compari cu F12 pe Berlinetta, nu?
place, îmi place cum. Compar pe 12 berleta, dar trebuie să compar și banii. Exact. De 10 ori mai scump, de 10 ori mai ieftin. Adică pentru banii ăștia e ca și când compar, vine unul acum cu un ursuleț de 500 de euro și zice, ia uite mă, că al meu trage, știi? Cam așa e. Parcă mai ia frig. Vezi că tu ești mult mai operat. Proaspăt operat. Încălzire în scaune. Deci acum e în cel mai brutal mod toate, da? Dar nu știu ce i-a făcut atâtea moduri, 5 sau câte, 7 pe fiecare, nu? Era 7 și la traction control și la cutie. Stai să spun de ce. Traction control are 3 moduri, da? 3 moduri traction control. Okay. On, off și semi-off. Da? Acum ești pe off complet. Da. Deci odată 3 moduri. Înmulțit cu 2 moduri de power, 400-500 de cai, sunt deja 6 moduri, da? Și înmulțit cu 5 terte de cutia. Cât de rapid se schimbe, vezi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci ai 6 ori... În dreapta. 6 ori 2 ori 3. Foarte interesantă cutia. Cu merge, nu merge. N-ai mai mers cu cutie de asta? Nu, niciodată. Este o cutie SMG, adică Sequential Manual Gearbox. N-am mai condus niciodată. E interesantă pentru că ai pe cineva aici care schimbă pentru tine, știi? Nu e ca la DCT. Da, dacă o compar cu Ferrari, nu pot să compar BMW-ul cu Ferrari, știi? Adică... Compar merg pe normal că după ce te-ai dat atac cu 700 de cai. Acum sună cum sună el natural, nu? Da, de 10. Ok. Mă așteptam să sune mai cum? Ascuțit. Mai la de 10. E stock mașina. Ha? E stock mașina. Așa sună bine între treptele astea, dar sus nu știu de ce mă gândeam eu că poate e mai ascuțit sunetul. Ferrari la cât schimbai? La 8500? Bine, 1800 pe acolo pe undeva. Era maximum. Da, ai văzut ce ai plecat la semafor? Când ai plecat ai călcat-o și... Eu știi ce făceam? Eu tot timpul ce făceam cu Ferrari și când îi dădeam talpă, deci pleca, da. Mă întorceam cu el odată și... Deci am zeci de filmulețe din alea. Serios? Da, deci le-am pe Dropbox când ne oprim. Deci așa plecam și făceam o tură, două sau cât aveam chef. Când plecam, deci când plecam, deci rămânea un fum de nimic nu se mai vedea. Uite, exemplu, asta nu scoate așa fum, dar Corvette-ul scoate fum. Știi, din cauciucuri. Din cauciucuri, da. Deci cu Ferrari ce făceam, lăsam dâre zeci de metri. Tare. Era foarte, foarte fain. Și, nu știu, ușor, controlabil. Și, de-a spun, făceam cu el balet. Deci îți arăt la un moment dat, mă filma un prieten, am făcut niște drifturi și m-am dus cu mașina, drifturi așa, deci de cerculețe, da. Și am lăsat-o să alunece până lângă el. Da. A ridicat piciorul, mașina s-a dus până lângă el, am stat o secundă, i-am făcut semn și în secundă următoare am plecat. Dar spun, ca un balet. Deci ce filme. Deci ce puteai să faci? Deci, mă mir cum de nu exploda mașina aia la ce am făcut. Vreau doar să arăt că suntem în cea mai brutală mașină, în M6-le. Faimosul M6 al lui Andy. Turează, să-mi fă drumul. E brutal. Wow, i-ai dat să sune acum? Da. Aha, nu-ți bagă și în boxe sau ceva? Nu. Nu e fake noise. Pe la 5 litri ce mai bagi în boxe? Lasă să sune. Oh my god. Ai văzut ce șoc? Da. Pă bune, parcă la DCT nu e așa șocul. De ce? Pentru că e mai smooth tranziția de la a treia la a doua, dar asta e mai brutal, scurcește mai tare, știi? Să mai lași să se înrăcească. Păi e la jumate ar trebui să fie, nu? Da, trebuie să... Eu știi cum o fac? Ca să protejez motorul cât mai mult, o las să se răcească, știi? Să fie sub jumate și după aia îi dau. Că oricum ăsta e motor cu probleme, știi? Cu uzineții, cu astea. Mașinile astea vechi trebuie să ai grijă cu ele, cu cotețele vechi. Și n-ai primit oferte pe an? Bă, am băgat la 25, dar îți dai seama, știi de ce nu cred că se vinde? Cine dracu și ia o mașină care se dă 25.000 pe ea și să plătească impozitul 1.500 de euro? Un om cu bani nu-și ia, își ia o mașină nouă, nu-și ia o mașină veche, trebuie să fie unul pasionat. Adică eu, de ce să o vând, probabil? Cam după 5.000 am văzut că trage și m-au dat de durație, știi? Pe când Corvette-ul, bă, ăla trage de la 2000, frate. Nu știu dacă ai observat treaba asta atunci. Corvette-ul cum e? Are ceva compresor pe el sau ce are? Nu, e aspirat. Când ai mers cu el? Ai uitat? Am mers cu el, dar nu știam exact dacă are compresor, că știu că americanii mai pun pe el.
Salut, 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 salut. Ok. Ai văzut că unii zic că e regizată treaba asta? Când te salută lumea la semafor, ai vorbit, bă, Andy, tu cu el? Mulți s-au plâns la cutia asta că e prea jerky, prea smucită schimbarea de trepte, știi? Tu, de exemplu, dacă ai 1000-2000 de ture la mașina asta și o calci, n-ai putere. Trebuie să ai turație ca să simți caii ăia. Da, așa e confortabil. Dar mie îmi place, așa, brutal. Smucitura? Da. Da, da, tu ești pasionat de mașini și de-aia îți place, știi? Vezi că s-a dat pe manual, da? Vezi, tu și ești... Merge bine, dar... Nu e ar strica 100 ca în plus. Da, nu e ar strica. Dar nu știu dacă 100 face așa mare diferență, adică... Ce, 100 de cai? Da. Îți face mai diferență. Uite, de exemplu, dacă vrei, uite, ai, acum ai 400 de cai. Ia să vezi ce diferență. 400. Da, ia să vezi 400 de cai acum. 400 de cai față de 500. Bine, ori fi 390 față de 390 față de 490, dar tot aia. Dar n-ai mai condus nici M5 de ăsta, nu? Cu motor de ăsta. N-ai mai scos cutie de asta, știi? M5-ul ăla e 60. Nu. Am avut M5-ul de după. Da, ăla F10, nu? Da. Da, dar ăla avea 4-4 turbo, da. Și cutie DCT. Ăla era periculos pe stradă, la drum întins era periculos. Că intram în depășire, da, mă, intram în depășire și tăia tot gazul, știi? Că na, pe stradă îl lăsam la drum întins cu toate on. Și aproape în fiecare depășire, la 60 de km pe oră, când intra în depășire... Și avea doar 560 de cai. Da, dar mergea bine. Era necesar ca la M5 să-i pună 4x4 și uite că le-au pus la astea noi, știi? Smart. Smart move. Dar tot nu sună ca AMG-urile. Da, sună mai bine AMG-urile, așa e. Da, AMG-urile sună bine. Ai văzut, e ordinea de detonare a pistonelor, știi? Cum scrie la Lamborghini, ordine de ascensiune. Ia uite cum sună aici. Nu ca la tine la Urus. Să-mi bat. Mă duc acasă și îl bat pe meu. Păi de seama, ăla e optimizat să consume puțin, știi? Pe ultima, o oră și 40. Deci pe o oră și 40 a consumat 29. Și am mers de asta, adică 28 de km pe oră, adică ăsta e conceput în era aia când era benzină pe toate drumurile acum 20 de ani. Ducătorii n-aveau restricții, știi? Adică cât îi pune da, ca da, ai, 5 da, litri da, îi pune pe sapă. Da, pe BMW-ul că atunci participam în Formula 1 da, și de-aia da, au făcut V10 da. Ca în Formula 1 și da. Era epoca aia. 400 de cai acum. Vezi, trec și în control off. O simți că e mai slabă? Da, n-am apucat să-mi dați seama. Da, uite cum se uită toată lumea. Uite, deci până ăștia, ăștia are 70 de ani, să uita. Ai văzut? Tineretul ăsta. Zici, frate, ai tu Mercedes, dar nu este decapotabil? E mișto vara, mă. Aud toată ziua, Andy, Andy! Vreau să mă apuc acum să fac niște cinematice, știi? Cu mare Z, dar de la șmechere, rodul tot făcute, marfă, tot, nici că te uiți la film. Bă, și la 400 de cai e... Dă puțin, a? Brutal. Da. Hai să dau un cist. Figuri pe burta goală! Ai figuri pe burta goală, Bogdan! Avem... Range 50. Consum 22,6. Să mergem la o pompă și să-i zice în ala să bagi 50 de lei. Să vedem, îți bagă. Nu știu cu ce mașină eram. Așa. Și zic că ce la șeful de cât bag? Zic de 100. Și dar eram cu ceva mașină asta spectaculoasă, nu știu, cu Rolls, cu Ferrari. Cu... Și plec. Alimentez, plătește ea, nu știu ce am făcut, eu am spălat pe acolo, ăla mi-a alimentat, o plec. Așa. Bă, plec. Rezervorul gol. Tot la fel, serios? Eu am zis să bage benzină de 100. Și el a băgat 100 de 100 de lei. După aia m-am prins, că el a băgat de 100 de lei la pompă. Da. Eu s-o gândit ăla că eu am zis că să bage benzină de 100. Deci pe săracul ăsta bagă la mașina asta de 100 de lei, a? S-a gândit. Trebuie să fac chestia asta, să mă duc cu Lamborghini și să zic la unul să-mi bage 20 de lei sau ce. Un sketch. Da, să mă zic, domnule, de cât se poate băga minim? Că n-am bani. 20 de lei, că n-am bani. Și 2 litri, 2 litri bani.
Mi-am dat întâi, mi s-a prins becul de... și în a doua i-a prins ăla de benzină, în a treia i-a prins ăla de ulei. Da, da, ai înțeles că astea sunt erori care, de exemplu, senzorul ăla de ulei o să dispară, că l-am comandat deja la BMW, știi? Aha. E un senzor de ulei care zice că n-ai ulei, dar de fapt ai ulei. Superstar, what the fuck have you created? From the south side, we warriors. My bloodline, vainglorious. My storyline, victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here, we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here. From the south side, we warriors. My bloodline, vainglorious.